Săptămâna trecută, inspectorii de muncă au desfășurat o campanie pentru a identifica cazurile de muncă nedeclarată la angajatorii care își desfășoară activitatea în domeniul construcțiilor. Au fost verificați 19 angajatori din Neamț. În urma controalelor au fost dispuse 12 măsuri de remediere și au fost aplicate 3 amenzi în valoare de 41.000 de lei și 3 avertismente contravenționale. În plus, 2 persoane au fost găsite lucrând fără contract de muncă. Deficiențele constatate în acțiunile de control au fost următoarele: primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității, primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea în Registrul General de Evidență a salariaților a contractului individual de muncă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității, nu se respectă obligația de a înmâna salariatului anterior începerii activității a unui exemplar din contractul individual de muncă, nu se respectă obligația de a ține evidența orelor lucrate de salariați, nu se respectă prevederile legale privind garantarea în plată a salariului prevăzut de ordonanța de urgență a Guvernului 114/2018, nu se respectă obligația de a completa dosarul de personal al salariatului cu toate documentele necesare, nu se respectă prevederile legale cu privire la contractul individual de muncă cu timp parțial, nu se compensează în bani zilele de concediu de odihnă neefectuate la încetarea activității salariatului și nu au fost eliberate adeverințe de vechime la încetarea activității salariatului. Obiectivele campaniei desfășurate de inspectorii Inspectoratului Teritorial de Muncă Neamț au fost identificarea și combaterea muncii nedeclarate, determinarea angajatorilor de a încheia contracte individuale de muncă, creșterea gradului de conștientizare a angajatorilor și angajaților în ceea ce privește necesitatea respectării prevederilor legale și diminuarea consecințelor sociale și economice negative.